Noi cei pe care ne vedeți aici am pornit împreună la un drum, acum câteva luni, ca să punem votul la un nou proiect politic în Botoșani. Unii dintre noi și-au pus familia și chiar afacerile pe loc 2. Și am mai scurtat din timpul petrecut cu prietenii și ne-am dedicat acestui proiect. Ne-am convins prietenii și cunoscuții noștri să vină alături de noi, să reclădim al de la Botoșani și odată cu asta să gândim proiecte și strategii prin care putem reclădi Botoșani. Noi, cei aflați aici, în fața dumneavoastră, considerăm că există suficiente motive să ieșim din zona noastră de confort, să dedicăm timp și efort acestui proiect. Vă voi da numai 3 dintre ele. 1. Mulți dintre noi provenim din mediul de afaceri și nu de puține ori ne-am lovit de răspunsuri de genul: la noi așa ceva nu se poate, e greu de realizat, așteptați 30 de zile, răspunsuri primite de la administrație, de la stat în general. În această perioadă ne-am văzut poate mai rar soțiile, soții, prietenii, familia în general. Am lucrat mai mult cu colegii, însă timpul petrecut mai departe de membrii familiei a fost mereu cu gândul ai noștri, pentru binele și viitorul lor, la condițiile din școli, la cele din spitale, la cum putem acoperi lipsurile și crea plus valoare, astfel ca județul Botoșani să fie un bun cămin pentru cei mici, un mediu bun pentru elevi, ofertant pentru tineri, satisfăcător pentru cei în putere și, desigur, blând cu cei în vârstă. 3. Unii dintre colegii mei au experiență și în administrație. Experiența și bunele intenții duc mereu la rezultate, iar acolo unde acestea au fost obținute, ele trebuie să fie. Chiar dacă mulți au avut parte și de presiuni politice asupra deciziilor lor, au reușit totuși să reziste cu speranța că la un moment dat ceva în țara asta se